după ce a anunțat că activa clauza de cumpărare definitivă numai dacă vicecampionul termina peste CFR Cluj în clasament. Becali s-a întors și a spus că Sorescu fi permanent jucătorul FCSB dacă echipa s-a câștigat campionatul. Pentru împrumut, Gigi Becali a plătit 50.000 euro, iar dacă dorește să transfere permanent Sorescu, va trebui să plătească încă 950.000 de euro la polonezii la Rakow. Gigi Becali, dacă luăm campionatul, vom activa clauza Sorescu. Dacă luăm campionatul, vom activa clauza. Cu toate acestea, ce să facem cu el? Este bine, Liga Campionilor și merită să îi dai bani. Tam le va extinde. Vom extinde toată lumea, a spus Gigi Becali. 10 meciuri și un gol au adunat Dejan Sorescu la FCSB, în tot el a fost titular. 3 este locul ocupat FCSB după prima etapă a play-off-ului, cu 30 de puncte, la 5 lungimi în spatele liderului Farul Constanța și la 3 distanțe CFR Cluj.